Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Horoscopul pentru 2023 pentru RAC promite o mulțime de surprize. Va fi o perioadă destul de favorabilă și calmă, nu trebuie să te aștepți la teste de forță. În același timp, 2023 promite racului schimbări semnificative în viață care îți vor aduce doar emoții pozitive și îți vor permite să crești și să devii mai bună. Norocul va fi de partea racilor, nu vor fi probleme și griji globale. Horoscopul prevestește despre creșterea naturii materiale a vieții, noroc în carieră și noroc în dragoste. Astrele avertizează că, în primul rând, ar trebui să-ți asumi soluția problemelor importante, să nu fii împrăștiată pe flacuri. Anul este patronat de iepură în horoscopul chinezesc și aceste lucruri te îndamnă la o muncă activă, astfel îți vei putea dezvălui potențialul. Vei fi plină de idei și planuri pe care le poți implementa cu succes în domeniul profesional sau în afaceri. Munca fructuoasă nu va întârzia să afecteze bunăstarea materială. Reprezentanții Zodiei își pot permite o vacanță bună sau cheltuieli majore, investițiile vor avea succes, relațiile amoroase vor fi în top, astrele pentru RAC promit un an favorabil în acest sens, celibatarii vor putea să-și întâlnească dragostea și să sigileze relația prin căsătorie, reprezentanții unei familii vor simți tot farmecul relațiilor, vor dezvălui noi fațete ale iubirii. Racii sunt oameni bine versați în sentimentele lor și știu să-i simtă pe ceilalți, racii pot folosi adesea aceste calități în propriile lor scopuri egoiste. În 2023, racilor li se promite succes în orice domeniu al vieții, astrele contribuie la noroc, unii vor avea o creștere în carieră, alții se așteaptă la o creștere a veniturilor, iar alții vor putea să-și îmbunătățească sănătatea și să întărească valorile familiei. Atât bărbații, cât și femeile născute sub acest semn sunt de așteptat să aibă un val de energie, entuziasm și bucurie. Deoarece acești oameni se caracterizează printr-o anumită schimbare, horoscopul recomandă să nu preia toate ideile care pot apărea în această perioadă, ci mai degrabă să le noteze apoi să le analizeze cu atenție și să o aleagă pe cea cărei ar trebui să îi se acorde o atenție deosebită. Dar să vedem cum va sta racul în domeniile principale ale vieții. Sănătatea În 2023, racii vor avea o creștere a energiei și a puterii, în timp ce pot exista unele dificultăți de sănătate care nu ar trebui ignorate. Astrele te sfătuiesc să înveți să te întemezi și să te odihnești corespunzător. Să eviți stresul, surmenajul, să fii atentă la igiena somnului și alimentației. Unii reprezentanței acestei zodii pot experimenta epuizare emoțională până la jumătatea anului, în legătura cu care pot apărea unele afecțiuni care pot deveni cronice. Problemele de sănătate nu trebuie niciodată ignorate. Sarcinata este să înveți să asculți nevoile corpului, să-ți analizezi adevăratele dorințe, să înveți cum să treci în timp util atenția de la rezolvarea problemelor de muncă, de la lumea din jurul tău, și de a te concentra asupra ta. Astrele îți recomandă să urmezi proceduri de masaj la începutul primăverii și începutul toamnei, să te înscrii la tratamente de înfrumusețare cu un cosmetician și, dacă este posibil, să mergi într-o stațiune. Anul 2023 este un moment favorabil pentru sport carieră. De la începutul anului vei simți că activitatea ta profesională îți cere tot mai mult efort și timp din partea ta. Horoscopul carierei pentru 2023 pentru Rac promite că va fi multă muncă pe tot parcursul anului și va fi nevoie de mult efort și timp din partea ta pentru a obține rezultatele dorite în activitățile tale profesionale. O astfel de creștere îți va afecta pozitiv abilitățile profesionale. Aceasta este o perioadă favorabilă pregătirii profesionale, pregătirii avansate, obținerii unei noi profesii. Unii reprezentanței zodiei vor simți nevoia să și schimbe profesia. Perioada de la sfârșitul lunii mai până în august va fi favorabilă pentru aceasta. Orice vei alege, noul tău domeniu de activitate îți va aduce nu numai un sentiment de împlinire, ci și succes financiar. Orice idee ar trebui discutată cu conducerea și colegii, nu-ți fie teamă să împărtășești idei, ai nevoie de o perspectivă exterioară pentru a te simți încrezătoare și pentru a obține sprijinul pe care ți-l dorești. Horoscopul pentru RAC pentru 2023 prezice că odată cu începutul toamnei, pot apărea unele dificultăți la locul de muncă, va exista dorința de a renunța, acest lucru se datorează unei posibile epuizări emoționale. Încearcă să faci tot posibilul să te odihnești puțin mai mult decât de obicei, poate iei o vacanță și îți vei recăpăta puterea și încrederea că ești gata să faci față oricărei sarcini. Banii În acest domeniu al vieții, racii sunt stabili. Horoscopul financiar pentru RAC pentru 2023 promite stabilitate și creștere. Doar dacă nu te aștepți să devii bogată și de succes într-o singură dimineață. Succesul tău financiar depinde de efortul pe care ești dispus să-l depui pentru a-ți atinge obiectivele. Acei oameni care decid asupra schimbărilor cardinale în viața lor vor putea conta pe creșterea financiară. Astrele pun în evidență o probabilitate mare de a obține o sursă suplimentară de venit. Perioada din martie până în iunie este un moment bun pentru a-ți începe propria afacere. Racii cărora nu le este frică să-și asume riscuri și să înceapă un nou proiect, să-și schimbe locul de muncă sau să se mute în căutarea unei vieți mai bune, pot conta în siguranță pe succes, pentru că EPURELE, patronul chinezesc al anului, este de partea ta. Cei care se angajează au toate șansele la o creștere salarială deja în perioada de la începutul lunii mai, astrele avertizează că va trebui să inițieze astfel de evenimente pe cont propriu, încearcă să faci tot ce poți la locul de muncă, reamintește celor responsabili realizările tale, oferă idei noi, nu-ți fie teamă să vorbești despre promovare, toate acestea cu siguranță vor da roade, în general. Anul este favorabil pentru investiții mari de bani, achiziții de imobile. Banii pot fi direcționați în siguranță către îmbunătățirea condițiilor de viață. Din aprilie până în septembrie este o perioadă bună pentru a începe reparațiile. Nu poți face economii, deci alege ce este mai bun pentru a crea o atmosferă confortabilă în casa ta. Dragostea și relațiile. După cum arată planetele dragostei pentru 2023, racul va avea șanse să întărească relațiile, iar noi aventuri romantice așteaptă pe unii dintre ei. Deoarece 2023 este condus de Venus, reprezentanții senzualei acestui semn vor fi cufundați în comunicarea cu sexul opus și construirea de relații. Racii singuri în 2023 au toate șansele să întâlnească iubirea vieților. Perioada din ianuarie până în aprilie și din septembrie până în decembrie este un moment bun pentru a face noi cunoștințe. Există posibilitatea ca relația să se dezvolte rapid, este posibil să ai îndoieli cu privire la a doua jumătate și pot apărea temeri nerezonabile. Nu lua decizii broște, permiteți să amân puțin luarea deciziilor. Racii, care sunt într-o relație de multă timp, nu vor întări relațiile de dragoste decât în 2023, încrederea va apărea într-un partener și pasiunea va fi aprinsă. Dar pentru unii reprezentanței acestei zodii, 2023 va deveni destul de plictisitor în relațiile de familie, pentru că totul este deja stabil și mohorât. Este ușor să aduci varietate în viața ta, este destul de împuterea oricărei persoane. Încearcă să aranjezi o surpriză romantică, să faci cadouri mai des, să-l inviți la întâlniri. Toate acestea vă vor permite să reaprindeți noi sentimente și să-ți privești partenerul cu ochiune amante. Pentru bărbatul RAC Anul 2023 va fi o perioadă de acțiune activă și de schimbare pentru mulți. Este timpul să te hotărăști, să-ți aduni voință în pumn și să acționezi. Guvernatorul anului iepurele, îți cere uneori să fii categoric și încrezător în tine, atunci vei putea obține rezultatele dorite. În același timp, este important ca bărbații rac să învețe să păstreze un echilibru, să nu meargă cu capul înainte la muncă și să nu se cufunde 100% în relații. Pentru femeia rac, femeile rac în 2023 se pot relaxa și pot învăța să trăiască aici și acum. Anul va fi calm. Interesant și plin de evenimente pozitive. Pot exista schimbări care vor fi greu de acceptate la început, dar tot ceea ce ți se va întâmpla în anul iepurelui te va conduce la cea mai bună versiunea ta. Îți doresc un an fericit cu împliniri și sănătate maximă. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?